autorităților publice locale. Și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor robilor săi și cu îndurare să se miluie, să ne miluiască pre noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre a nevrednicilor robilor săi și buna cerere și dorire a credincioșilor săi, totdeauna spre bine să o împlinească și ca un milostiv și totdeauna să ne dea faceri de bine nouă Sfintei sale biserici, armatei și la tot credinciosul său popor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică, armata țării noastre, și trei poporul român de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia și de toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți și cu sănătate într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să-i îngrădească pe credincioșii săi rog, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pre noi, Dumnezeule, cu harul tău. Doamne, miluiește! Pe prea sfânta curată, prea binecuvântată, Rita, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea, și pururea Fecioara Maria, cu toți Sfinții să o pomenim. Sfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Să înțelegem, să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Și Duhul Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Doamne,
Dumnezeu. Căci adevărat vă spun vouă că cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce va zice se va face, orice va zice el se va face. De aceea vă spun vouă toate câte cereți, când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea, iar când stați de vă rugat, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din cerul să vă ierte vouă greșalele voastre. Căci dacă nu voi, nu v-ați ierta nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșalele voastre. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând cu frică și cu cutremuri, ca niște robi netremnici cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român și asupra armatei lui prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurată și nesfântă milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit, a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește, a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, și întru toate faptele cele bune și a dobândeale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumire a aduce cele prea bune a grăi și a cânta ție celui fără de început al tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, Dătătorului nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, legea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează! Hristos, să ne vrea cu Dumnezeul nostru pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale și ale Sfinților Apostoli, are Sfântului Martiria, cărui pomenire o să vârșim școala tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Al preasfințitului Părintele nostru, Ioachim Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, de Doamne zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în cărmuirea turmei cele cuvântătoare pe calea mântuirii și-l păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Stăpânul și Arhiepiscopul nostru, mai marilor orașelor și satelor și iubitoare de Hristos armate, dă-le, Doamne, zile bune, îndelungată, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toată bună spărire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește într-un mulți ani, mulți ani trăiască.
Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască într-o mulți ani. Slavă credincioșilor creștini care sunt de față la această sfântă slujbă, dă-ne, Doamne, zile îndelungate cu pace și sănătate și întru toată bunăsporire și păzește întru mulți ani, mulți ani trăiască. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Binecuvântate ți Dumnezeu nostru, întotdeauna cu și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aleluia, aleluia. Și ceea ce este de folos tuturor ne dăruiești. Unule ziditorule, odihnește, Doamne, sufletele adormiților robilor Tăi. Înspre Tine nădejdea și-a pus, spre Făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Bine zi și limate avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care le-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mântuit. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Ne rugăm pentru odihna sufletului adormiților fericiți în postaci eroi, căzorii români din toate timpurile și din toate locurile, căzuți pe toate câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru întregirea neamului nostru românesc, eliberarea, demnitatea noastră și pentru slava Sfintelui Dumnezeu Biserici, pentru ca să li se ierte lor toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Dumnezeu, Împărăția Cerului și ierterea păcatului la Hristos, Împăratul Cel fără de moarte și Dumnezeul nostru să cerăm. Doamne, Doamne, miluiește! Dumnezeul Duhurilor și a tot trupul care ai călcat moartea și pe diavol l-ai surpat, și ai dăruit viață lumii Tale însuți, Doamne, odihnește și sufletele adormiților robilor Tăi astăzi pomeniți, eroi și luptători români din toate locurile și din toate timpurile, căzuți pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru libertatea și demnitatea poporului român și pentru propășirea credinței strămoșești. Și odihnește, Doamne, în loc luminat, în loc cu verdeață, în loc de odihnă de unde au fugit, toată durerea, întristarea și suspinarea și orice greșeală au săvârșit ei cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni,
Dumnezeule, iartă-i! Că nu este om care să viețuiască și să nu greșească, numai Tu singur ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în veac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Dumnezeirea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, Hristoase Dumnezeu nostru, ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început la Tău, Părinte, și a Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. 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 Dumnezeul nostru, deja noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și în pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează! Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, pe doare Sfinților Năudaților Apostoli, pe doare Sfântului Dreptului Lazar, cel al patra și înviat din morți, pe Dumnezeu Sfinților, sufletele adormiților, Romul Dumnezeu, eroi ostași ai neamului meu creștinesc, Sfântului Avram și odihnești, cu dreptii să-i numeri, pe noi să ne miluiești ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Într-o fericită pomenire veșnică odihnă-vă, Doamne, sufletelor adormiților, robilor Tăi, eroilor ostași ai neamului nostru, și de felor, Doamne, veșnică pomenire. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și le fă lor veșnică pomenire. Neam în neam și amintirea lor din veac în veac, și le fă lor, Doamne, veșnică pomenire. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe mare și celor iubite. Pentru că acum 72 de ani ostașii români au reușit eliberarea ultimilor petice de pământ din sub ocupația străină. Atunci, soldații români au dat dovadă de cel mai nobil sentiment, iubirea față de patrie, și au demonstrat aceasta prin curajul și sacrificiul cu care s-au aruncat în luptă. Este motivul pentru care 25 octombrie a devenit Ziua Armatei Române. Soldați, atât cei care și-au dat viața pe câmpurile de luptă, cât și cei care veghează acum pentru integritatea României, merită respect, recunoștință și apreciere, în egală măsură. Iar un gând aparte, să-l adresăm acum veteranilor aflați în viața ale căror amintiri ne arată cât de multă suferință aduc războaiele și ce însemnătate au pacea și libertatea. Acest moment festiv transmite marcherești și binecuvântări, bine, sănătate și într-un mulți ani soldaților României. La mulți ani, soldați, la mulți ani, Armata României. 25 octombrie este o zi importantă pentru țara noastră, Ziua Armatei României, sărbătoare cu o rezonanță specială în Constituția și istoria poporului român, moment cu valoare de simbol al împlinirii naționale. La data de 25 octombrie 1944, ostașii Armatei României liberau localitățile Carei și Satu Mare din Ardealul, prin dictatul de la Viena.
Ziua Armatei României, constituie pentru militare aflați la datorie în țară sau departe de hotarele ei, prilejul de a cinsti și evoca faptele de arme ale militașilor, care prin jertfa lor pe câmpul de luptă au înnobilat sensul cuvintelor onoare și pace. Prin misiunile îndeplinite în țară și în teatrele de operații, militarii români se ridică la înălțimea faptelor de arme ale înaintașilor. Gândurile noastre se îndreaptă în aceste momente către militarii aflați în misiuni de parte de cei dragi în teatrele de operații din Afganistan, Balcanii de Vest, sub egida ONU, ori în operațiuni conduse de OSCE. Ei demonstrează hotărârea noastră de a ne respecta angajamentele internaționale, de a întări statutul României de țară furnizoare de securitate în regiune, care contribuie din plin la efortul global de instaurare a unui climat de securitate și pace în lume. Cinstim cu pretinire și respect memoria eroilor căzuți la datorie în teatre de operații și suntem alături de familiile acestora pe care le asigurăm încă o dată de sprijinul nostru. Curajul și spiritul de sacrificiu îi inspiră și îndrept pe toți cei care au ales să-și servească patria în uniforma oștirii române. Dumnezeu să binecuvinteze Armata României. La mulți ani! Am vrea să vă salut! În fiecare an, 25 octombrie, Ziua Armatei Române. Un moment în care venim cu speremie, dar și cu dragoste, cu umilință, dar și cu iubire, pentru cei care, de-a lungul istoriei noastre, au apărat identitatea națională, suveranitatea, integritatea noastră, pe câmpuri de bătălie în țară sau în afara țării. Astăzi, în teatre de operațiuni, de pe toate continentele, sunt prezenți sub steagul României pe care îl apără cu onoare și cu demnitate în cadrul instituțiilor nord-atlantice. Armata, care mereu ne este alături, mai ales în momentele cele grele, la inundații, la dezăpeziri, la cutremuri, umăr lângă umăr, am trecut prin momente grele, iar astăzi, de ziua lor, 25 octombrie, venim cu recunoștință și cu dragoste să le spunem la mulți ani. Un gând se îndreaptă și către veterani, cu mult respect, cu multă fioșenie și cu recunoștință către cei care nu mai sunt, cu iubire, cu stimă și onoare către cei care astăzi sunt prezenți printre noi, monumente vii al unor vremuri grele. De aceea, cu azi, cu toții astăzi ne-am întâlnit aici și spre a cinsti, spre a onora, spre a ne declara dragostea noastră față de Armata Română. La mulți ani, Armata Română! Thank you.
Thank you.
Thank you.